Lăudați să fie Dumnezeu. Oameni dragi, vă invit să deschideți scripturile în ultimul capitol al Evangheliei după Matei, respectiv capitolul 28, și să citim ultimul pasaj al capitolului 28, respectiv versetele de la 16 la 20. Este paragraful intitulat Arătarea lui Isus în Galileea. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-am ridicat înaintea ta ca să ne închinăm, amintindu-ne de binele care ni l-ai făcut, de dragostea cu care te-ai purtat față de noi, și de faptul că astăzi aduci liniște, bucurie și pace în sufletele noastre. Ne-ai păzit familiile cu multă grijă. Ne-ai împlinit rugăciunile, Doamne. Ne-ai purtat de grijă fiecăruia. Ne-ai ridicat din bol, din necazuri și din crizele vieții. Și astăzi am venit înaintea ta să facem o sărbătoare în cinstea numelui tău. Vrem să-ți pronunțăm numele cu respect. Vrem să admirăm bunătatea care nu ne-a părăsit niciodată și vrem să-ți închinăm atât prezența cât și slujirea noastră. Primește-ne, te rugăm. uite te în sufletul fiecăruia și după nevoie te rog binecuvintează. Iartă, Doamne, vindecă, Doamne, binecuvintează, Doamne și primește închinarea noastră în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă reașezați. Am ocazia și bucuria să vă salut pe toți în numele Domnului Isus. Să vă aduc salutări din partea Bisericii Betania de unde eu vin. În introducere îmi exprim aprecierea față de muzica de calitate pe care am ascultat-o și împreună cu fratele păstor, cu dumneavoastră toți, vrem să le mulțumim muzicienilor pentru dăruire, pentru efort, pentru închinare. Ne-au ajutat să mergem la cruce, ne-au ajutat să avem în suflet sentimente nobile. Vrem să mulțumim conducerii bisericii și în mod deosebit fratelui păstor pentru slujirea din această dimineață, în mod personal, pentru că mi-a făcut invitația să fiu prezent la weekendul acesta frumos pe care l-am petrecut cu dumneavoastră. Vreau să apreciez dinamica Bisericii Philadelphia și să mă rog lui Dumnezeu să lumineze pe pastor și pe cei care conduc Biserica, să binecuvinteze întreaga comunitate, pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră. Am avut experiențe frumoase ieri și al alteri. Și eu, ca și dumneavoastră, m-am închinat lui Dumnezeu, chiar dacă am stat pe bancă sau aici la microfon, pentru că fiecare dintre noi avem un suflet care are nevoie de liniște și pace. Suntem astăzi aici cu un anumit scop pe care vrem să-l împlinim și profitând de prezența lui Dumnezeu, fiecare avem oportunitatea să ne deschidem sufletul și să ne întâlnim cu Domnul. Întristările noastre pot pleca, bolile noastre pot fi vindecate, păcatele pot fi iertate și în felul acesta viața noastră poate fi restaurată. Cu toții am trecut prin viață până la vârsta asta și ceea ce nu am vrut să acceptăm. Prin convingere am acceptat, prin constrângere. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu a vrut să-l convingă pe Iona să meargă la Ninive și a refuzat. Și atunci l-a constrâns pe Iona să meargă la Ninive și n-a avut încotro. Ar fi bine să ne lăsăm convingi de Dumnezeu sau de, părinți prin, sau de părinți de la Dumnezeu Însă, dacă vom refuza, vom repeta experiența lui Iona și până la urmă vom sfârși constrânși de Dumnezeu. Vineri seara ne-am întâlnit cu tinerii, ei sunt un grup al bisericii, un grup frumos, sunt plini de entuziasm, sunt căutători, sunt la începutul vieții, iar ne-am întâlnit cu familiile cu acești oameni care poartă poverile, care își cresc copiii. Aseară ne-am întâlnit cu slujitorii și, alături de ei, cu cei care au vrut să vină. Am dormit, ne-am trezit și iată-ne aici, cu toți cei care au venit la biserică ca să avem părtășie. Astăzi aș vrea să vorbesc despre două lucruri, pe care, punându-le la oaltă, devin un singur lucru. Despre convertirea oamenilor, și despre maturizarea creștinilor. Prin convertire, oamenii devin creștini. De aceea vreau să vorbesc despre convertirea oamenilor din lume și despre maturizarea creștinilor din biserică. Aceste două lucruri, practic, sunt două predici, dar eu o să le așez într-o predică. În lumea noastră există ceea ce Biblia numește lume, adică oamenii nemântuiți. Oamenii care în viața lor nu accentuează existența, prezența și voia lui Dumnezeu. Oameni care și-alcătuiesc viața și conduc viața ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Mulțimea acestor oameni este numită lume. din lume uneori oameni, la nivel de individ, ascultând Evanghelia, trecând prin experiențele vieții, se convertesc, crezând în Isus și pocăindu-se de păcat. Atunci când ei se convertesc, ei ies din lume și vin în biserică. Biserica este lumea lui Dumnezeu. Adică oamenii din lume care s-au convertit, ei au ieșit de sub stăpânirea diavolului și au intrat sub stăpânirea lui Dumnezeu. Atunci când oamenii din lume, prin convertire, intră în biserică, exact cum prin evangelizare au ieșit din lume, acum prin creștere spirituală ei trebuie să se maturizeze în biserică. Cât este de importantă evangelizarea în lume ca ei să se convertească, Atât este de importantă creșterea spirituală în biserică ca ei să se maturizeze. Metoda cu care oamenii sau metoda folosită de Dumnezeu pentru ca oamenii să iasă din lume prin convertire este evangelizarea, indiferent ce formă are ea de manifestare. însă metoda lui Dumnezeu să se maturizeze cei care s-au convertit și au ieșit din lume este creșterea spirituală, care presupune învățătură, studiu biblic, rugăciune, post și alte discipline spirituale asemănătoare. Aceste două metode, evangelizarea și ucenicizarea sau creșterea spirituală sau edificarea sau maturizarea, sunt mulți termeni care se referă la același proces de creștere spirituală. Ele două sunt cele două jumătăți pe care Dumnezeu le folosește ca să ia oamenii din lume, să-i aducă în biserică și mai apoi să-i ducă în cer. Procesul acesta este unul lung. Este mai lung decât viața. Procesul acesta vorbește despre planul lui Dumnezeu pe care l-a realizat, pe care l-a conceput Tatăl l-a realizat Fiul și îl aplică Duhul. Cele mai scumpe lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt Biblia, cuvântul primit la Sinai și mai apoi toată revelația în Noul Testament, Mântuitorul care a venit să moară în locul nostru și în final Duhul Sfânt, Mângâietorul care a coborât după ce Mântuitorul s-a înălțat. Pasajul pe care l-am citit din Scriptură surprinde finalul misiunii Mântuitorului pe pământ înainte de înălțare și ultimile cuvinte pe care el le-a spus fiind conservate în Evanghelie. Biblia are patru Evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Primele trei sunt asemănătoare drept pentru care sunt numite sinoptice, adică asemănătoare, și ultima este ușor diferită prin felul în care este alcătuită și prin aspectele diferite pe care le surprinde. Însă toate patru sunt ca aceste patru degete care, deși sunt diferite până la urmă, ele sunt așezate în palmă și palma în mână și mâna în corp. Ce vreau eu să surprind în predica din această dimineață este procesul acesta care începe de nicăieri și se termină în cer. Este procesul acesta în care Dumnezeu îi caută pe oameni în lume, acolo unde trăiesc oamenii, acolo unde ei muncesc, acolo unde ei dorm, acolo unde ei relaționează, se căsătoresc, îmbătrânesc și mor. Misiunea bisericii este să facă evangelizare. Singurul grup de oameni care face evangelizare este biserica, iar dumneata ești un membru al bisericii lui Dumnezeu. Dacă biserica refuză să facă evangelizare sau ezită, întârzie să facă evangelizare, oamenii din lume vor muri acolo înainte să fie mântuiți, iar noi vom fi vinovați. De lucrul acesta. Dacă nu vom fi vinovați, vom fi cel puțin responsabili. Dumnezeu a trimis Biserica în lume, nu a trimis lumea la Biserică. Lumea nu va veni la Biserică. Dumnezeu a trimis Biserica în lume. Oamenii din lume nu au interes să vină la Biserică, pentru că la Biserică nu, sunt, nu se întâmplă lucruri pe care ei le plac. De aceea ei nu vin aici. Când ei vin aici, se simt vinovați și stingeri. De aceea stau acolo. Însă Dumnezeu ne-a trimis pe noi, pentru că Dumnezeu ne poate porunci nou, fiindcă noi suntem ai Lui și noi îl ascultăm pe El. El ne-a trimis să mergem la oamenii din lume și să le spunem mesajul, să le spunem vestea bună. Pentru că credința care poate apărea în viața acelor oameni, apare doar atunci când noi le ducem mesajul Evangheliei. Pavel spunea în Cartea Roman, capitolul 10, că credința apare în urma auzirii mesajului Evangheliei. Asta înseamnă că noi trebuie să le ducem acest mesaj. Dacă noi le ducem mesajul, ei vor crede și mulți dintre ei se vor pocăi în urma credinței, iar mulți se vor boteza în urma pocăinței. Iar mulți vor deveni membri bisericilor în urma botezului. Cât de responsabilă este biserica de mandatul încredințat de Isus? Înainte să plece, el a spus: Duceți-vă. Sunt aici câteva verbe. 1. Duceți-vă. 2. Faceți ucenici. 3. Botezații. 4. Învățații să păzească. N-am mai întâlnit niciodată în viața mea expresia învățații să păzească. Am întâlnit expresia învățații, am întâlnit uh, expresia păziți, dar învățații să păzească n-am întâlnit niciodată decât în Biblie. A învăța să păzească e mai mult decât a învăța. A învăța e o chestie cognitivă, rațională și se referă la primirea sau la predarea unor informații. Dar a învăța să păzească presupune să le dai niște informații și apoi să-i mentorezi până când ei vor aplica informațiile pe care le-au primit. Lucrul acesta este cel de-al doilea lucru la care mă refeream, adică maturizarea celor mântuiți. Probabil că sună filozofie ceea ce am spus până acum, însă aș vrea să intru în corpul predicii și să vă spun cele câteva faze ale mântuirii prezentate din punct de vedere teologic. Când spun cele câteva faze ale mântuirii prezentate din punct de vedere teologic, o să mă repet spunând ceea ce vă explicam în introducere că oamenii sunt în lume și prin convertire și metoda evangelizării, Dumnezeu îi aduce în biserică, îi maturizează, îi pregătește și îi mută în cer. Dar din punct de vedere teologic, teologia, teologia este explicarea Bibliei. Teologia este explicarea, este interpretarea acestei cărți. Prima fază este convertirea. Convertirea este o reacție a omului, este un răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă și noi reacționăm și venim. Asta înseamnă convertire. Ea are două faze, credința în Dumnezeu și pocăința față de păcat. Credința în Isus Hristos că El este Fiul lui Dumnezeu și pocăința față de păcat. Pocăință față de păcat înseamnă detașare față de păcat. Adică este o zonă de care te detașezi și nu te mai întorci acolo niciodată. Biblia spune în Ioan, în capitolul 3, versetul 16, celebrul verset numit de noi, verset de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat, a oferit. Dumnezeu este un dătător, este un ofertant. Dumnezeu este o ființă bună, generoasă. El oferă, El dă. Și eu am primit viața de la Dumnezeu. Am primit sănătatea de la Dumnezeu. Am primit soția de la Dumnezeu, copiii de la Dumnezeu, am primit totul de la Dumnezeu. Fără Dumnezeu n-aș avea nimic. După convertire urmează regenerarea. Termenul pocăiesc al cuvântului regenerare este naștere din nou. De fapt este și biblic. Regenerarea nu mai este o reacție la o chemare, Regenerarea e o lucrare spirituală de naștere, dar fiind a doua după nașterea biologică, este numită naștere, dar nu biologică, este o numit, numită naștere spirituală, adică naștere din nou. Biblia spune în Ioan, în capitolul 1, versetele 12 și 13, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, le-a dat dreptul, acesta este un drept. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. După convertire și regenerare este justificarea. Justificarea este un act divin și legal și instantaneu prin care Dumnezeu face o declarație asemenea judecătorului de la tribunal. Și Dumnezeu, în declarația aceea, declară că păcatele noastre au fost iertate prin Hristos, care ne-a plătit datoria. Noi l-am ofensat pe Dumnezeu prin păcatele noastre, am ofensat Sfințenia și dreptatea Sa. De aceea am devenit vinovați. Iar pentru că suntem vinovați, Dumnezeu ne-a dat în urmărire generală și urmează să fim pedepsiți. Iisus, din dragoste pentru noi, s-a așezat sub pedeapsa și vinovăția noastră, a plătit dreptății lui Dumnezeu în locul nostru, iar noi am plătit prin El. Noi nu trebuie să mai plătim. Justificarea este o declarație. Când eu mi-am luat cetățenia americană, am intrat în clădirea aceea și un judecător a declarat că eu sunt cetățean. Nu mi s-a întâmplat mie nimic. Cât de înalt am intrat, la fel de înalt am ieșit. Sau mai bine zis, cât de mărunt am intrat, la fel de mărunt am ieșit. Cu ce am fost îmbrăcat când am intrat cu aceeași îmbrăcăminte am ieșit. Nu s-a întâmplat acolo absolut nimic. Mie nu mi s-a întâmplat nimic. Doar mi s-a schimbat statutul printr-o declarație. Declarația a făcut-o cineva care avea autoritate să facă declarații, judecătorul. Ei, justificarea nu schimbă nimic, doar ți se schimbă statutul din păcătos. Devii iertat, mântuit. Și lucrul acesta nu-l face un preot, un popă, un om, îl face conducătorul Universului și judecătorul Cosmosului. El care are autoritate în Cosmosul ăsta să declare lucruri care schimbă statutul muritorilor. Justificarea nu mă schimbă pe mine, nu-mi schimbă faptele din rele în bune, nu-mi schimbă comportamentul, îmi schimbă statutul. Nu mi s-a schimbat mie absolut nimic când omul ăla m a declarat judecător. Când m-a declarat judecătorul cetățean. Dar statutul meu din rezident permanent a devenit cetățean ca și cum m-aș fi născut acolo. Și ultimul lucru este înfierea. Am vorbit, deci, despre convertire, am vorbit despre regenerare, despre justificare și încheiem spunând câte ceva despre înfiere. Înfierea este tot un act divin. Este tot o declarație a lui Dumnezeu prin care atribuie statutul de membru în familia lui Dumnezeu. Deci noi eram niște copii la orfelinat. Dumnezeu ne-a luat de acolo și printr-o declarație ne-a așezat într-o familie care ne-a înfiat. Și acum avem o familie, dar nu este familia care ne-a născut. E familia care și-a asumat să aibă grijă de noi de aici înainte. Dumnezeu ne-a înfiat, ne-a luat de la mama și de la tata și ne-a făcut copiii lui. Astăzi noi suntem copiii lui Dumnezeu, de aceea noi îi spunem tată. De aceea noi alergăm la el cu bucuriile și necazurile noastre. De aceea noi îl urmăm pe el, că pe cine să urmezi dacă nu pe tata și pe mama? Noi, deși suntem adulți, unii dintre noi în vârstă, poate bătrâni, dar indiferent de vârstă, noi avem statutul de copii ai lui Dumnezeu. Și dacă ne pierdem statutul acesta, mergem în iad. Dacă încă n-am obținut statutul acesta, mergem în iad. Iadul este un loc unde merg oamenii care nu au devenit convertiți, regenerați, justificați și înfiați indiferent dacă ei sunt religioși sau nu. Religiozitatea nu are nicio legătură cu ce am explicat până acum. A fi religios este un obicei, este o apartenență pe care o alegi sau prin care te-ai trezit după naștere fiind în interiorul ei. Din punct de vedere spiritual, omul are un anumit statut. Poate fi un om firesc sau un om duhovnicesc. Din peisajul pe care vi l-am explicat la început, lumea cu oamenii păcătoși, biserica cu oamenii sfințiți, iertați, justificați. Omul firesc, unde îl regăsim? În prima sau în cea de-a doua entitate? Evident, în prima. Aici este omul firesc. În limba greacă, limba. Vechiului Testament este ebraica, cu câteva capitole de aramaică. Când Mântuitorul a fost pe pământ, el a vorbit aramaica. Dar limba greacă, cele 27 de cărți ale Noului Testament, sunt scrise în limba grecească, limba vremii de atunci, un dialect pentru oamenii de rând, numit coine. Ei bine, cuvântul din limba grecească, pe care noi îl traducem cu firesc, este psihicos. Și înseamnă, înseamnă om psihic, om carnal, om biologic, om animalic, dacă îmi permiteți să spun. Dar nu cu ironia că îi spui animalule, ci se referă la biologia noastră. Ei, fiecare om este un om firesc înaintea lui Dumnezeu, pentru că e în lume. Când oamenii se nasc, ei nu se nasc în biserică, că în biserică nu poți să intri decât printr-o decizie personală. Nimeni nu te poate duce în biserică. Nu mă refer la faptul că cineva te ia în brațe și te bagă în biserică. Eu nu vorbesc de biserică ca și clădire. Eu vorbesc de biserică ca și familia lui Dumnezeu, ca și unitate, comunitatea sfinților, iertați și mântuiți. De aceea, doar prin credință personală poți intra în biserică. Mama nu mă poate duce în biserică, mă poate duce la biserică. La biserică ca și clădire, dar nu în biserică ca și oameni mântuiți, grup de oameni mântuiți ai lui Dumnezeu. Scriptura spune în 1 Corinteni capitolul 2, versetul 14, omul firesc, omul carnal, omul biologic, psihicos, nu primește lucrurile lui Dumnezeu, pentru el sunt o nebunie. Dacă ieșiți în stradă și îl rugați frumos pe primul trecător să se oprească și să-i vorbiți despre Dumnezeu, el va crede că ai probleme. În primul rând, ce îi spui nu-l interesează, nu înțelege. Pentru oamenii din lume, mesajul lui Dumnezeu este o nebunie. Oamenii aceștia nu, nu se simt confortabili cu acest mesaj. Nu-l înțeleg și nu înțeleg scopul. Scriptura spune, oamenii din lume nu-l pot înțelege. Cea de-a doua categorie de oameni fac parte din biserică și el, omul acesta din biserică, este omul duhovnicesc. Cuvântul din limba greacă care se referă la oamenii aceștia e pneumaticos. Pneuma este duh. Cei care ați făcut o școală de teologie mai scurtă sau mai lungă, știți că există un curs teologic numit pneumatologie, adică știința despre Duhul Sfânt, învățătura despre Duhul Sfânt. Când vorbim de omul duhovnicesc, vorbim de omul Duhului, omul care peste care se manifestă Duhul, omul pe care îl influențează Duhul, omul pe care îl conduce Duhul, omul în care este Duhul. Noi suntem ca un mic container în care coboară Duhul lui Dumnezeu, în care coboară Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că înăuntru nostru e Dumnezeu, noi și pe din afară începem să ne comportăm ca înăuntru. De aceea spunea Iisus, din inimă ies, din inimă iese, ce se întâmplă în afara noastră, demonstrează ce există în interiorul nostru. Când îl vezi pe un om mințind, furând și comportându-se urât, îți asumi că urâtul ăsta iese din interiorul lui. De aceea omul sfânt în interior e sfânt și în comportamentul lui. Și omul păcătos în interiorul lui e păcătos și în afara lui. În 1 Corinteni 2, versetul 15, adică versetul următor, Scriptura spune, omul duhovnicesc din potrivă, el poate să judece totul. De ce? Pentru că acum Duhul fiind în el, îi dă capacitatea să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu pe care ieri în lume le numea nebunie. Și eu le-am numit nebunie înainte de vârsta de 21 de ani. Dacă convertirea oamenilor din lume se realizează prin evangelizare, și aceasta este misiunea bisericii, maturizarea oamenilor convertiți se realizează prin creștere spirituală și aceasta este treaba slujitorilor. Evangelizarea o, fac, o face biserica, însă creșterea spirituală o fac slujitorii. Noi toți, ca parte a bisericii, trebuie să facem evangelizare. Dacă nu facem, atunci noi ne facem vinovați de un păcat de omitere. Pentru că Dumnezeu ne-a trimis și noi nu ne ducem. Asta se numește neascultare. Dumnezeu ne-a poruncit și noi nu ascultăm. De ce nu face biserica evangelizare? De ce nu facem noi evangelizare? Un copil care nu ascultă de părinți, cum se numește? Se bucură părintele de un astfel de copil? Își împlinește un copil misiunea dacă nu ascultă? Care e misiunea unui copil? Să asculte de părinții lui. De ce trebuie să asculte de părinții lui? Pentru că el e mic, nu știe ce-i bine și părintele știe și îi spune să facă binele. Ei bine, Dumnezeu este Tatăl nostru și El ne spune să mergem și să ducem mesajul Evangheliei noi trebuie să facem lucrurile ăsta chiar dacă e greu, chiar dacă este complicat. Noi mergem nu pentru că e ușor, ci mergem pentru că El ne-a trimis. Când ne trimite Dumnezeu, ne trimite tata, iar pe tata nu-l poți refuza, decât numai dacă ești un copil rău. Dacă ești un copil neascultător, atunci sigur că nu-l asculți pe tata. Am să vă citesc ceva din Biblie. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 1, 2, 3, 4. 1 Corinteni, capitolul 3. Cât despre mine, fraților, ați sesizat cine este destinatarul? Fraților, ăsta e destinatarul. Observați că Pavel nu vorbește oamenilor din lume, el le vorbește fraților. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi duhovnicește și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Vă puteți imagina dilema lui Pavel? Pavel i-a evangelizat pe oamenii aceia și ei s-au convertit și au venit în biserică. Și Pavel le spune, voi sunteți în biserică, dar voi nu sunteți duhovnicești. Duhul Sfânt nu vă stăpânește. El vorbește și voi nu auziți. El vă trimite și pe voi nu vă interesează. Voi sunteți lumești. Sunteți în biserică, dar sunteți lumești. Vă puteți imagina experiența, munca lui Pavel, care a fost aproape inutilă. El nu vorbește oamenilor din lume. Le vorbește oamenilor care sunt frați. Voi sunteți niște prunci în Hristos va înhrăni cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că bucatele tari nu le puteți suferi. Dați-i la un copil de un an, bebeluș, el e mare, dați-i la unul mai mic, lui, dați-i un steak. Mie o să-mi vină apă în gură aici, că l-aș mânca imediat, dar nu-l am, îl are el, dar el, lui nu-i vine apă în gură și el nu-l mănâncă pentru că e prea mic, nici nu la care dinți. Cum să mănânci steak fără dinți? Și nu numai absența dinților e problema. Stomacul, întregul organism la un copil nu-i pregătit să mănânce așa ceva. Pentru că Dumnezeu a așezat o mâncare specifică la o vârstă specifică. Și Pavel face comparația cu pocăința și mâncarea, ca să putem înțelege, să nu sune filozofic. În Efesen, capitolul 4, versetul 14, el spune să nu mai fim copii, să lăsăm suzeta, să nu mai fim copii. Și să devenim oameni mari, că trec anii. Eu nu pot să mai mă prostesc la vârsta asta, că îmi, îmi, oamenii își pierd încrederea în mine, devin o caricatură. Când eram copil, orice făceam, spunea oamenii, hm, eu un copil, ce să-i faci? Toată lumea mă scuza pentru că eram copil. Acum, dacă fac o prostie, mai poate cineva să zică eu un copil? Nu mai poate, că nu e adevărat. Și pentru că nu mai sunt copil, n-ar trebui să-mi permit să fac prostii. Că oamenii mari nu mai fac prostii. Numai dacă nu le-au făcut pe toate la, în copilărie și le-a mai rămas, le mai fac și când s-au făcut mari. Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, sesizați plutind. Adică oscilezi foarte tare, asta înseamnă plutești. Vine valul, te ridică, te coboară, te ridică, te coboară. Asta este definiția instabilității. Instabil. Copiii sunt instabili. Când plâng, când râd. Păi da, hotărăște-te. Să nu mai fi în copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură. Sesizați, purtați. Nu el hotărăște. E purtat de opresiune. Sigur că de presiunea păcatului. Haideți să mai citesc un verset biblic, Efeseni 4 15. În dragoste să creștem în toate privințele. Dacă la un copil i-ar crește doar urechile și ar fi așa mic și cu niște urechi mari. Dacă iar crește doar mâinile încât i s-ar târa așa pe pământ, cât e un copil de mic și ar avea mâini ca ale noastre, lungi. Dar dacă ar avea niște picioare ca ale noastre și în restul ar fi așa cât e un copilaș. Observați cât de înțelepte Dumnezeu zice, creșteți mă oameni, simetric, creșteți în toate privințele. Maturizați-vă emoțional, maturizați-vă mental, cognitiv, rațional. Maturizați-vă fizic. Maturizați-vă din toate, intelectual, profesional, familial, legal, din toate privințele. Fiți, aveți o creștere holistică, întreagă. Observați câte pretenții sunt aici. Aici a fost o singură pretenție. Crede și pocăiește-te. Ce înseamnă să cred? Să cred că El este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și să-L primesc în inima mea. E un raport între mine și El. E o problemă între mine și El. Și apoi să mă pocăiesc. Asta e eu cu mine. Regret la nivelul minții și am remușcări la nivelul inimii. Asta e tot ce trebuie să facă un om în lume. Și se naște din nou și intră în biserică. Însă când intră în biserică, aici sunt foarte multe lucruri de făcut. Maturizarea, creșterea spirituală este o acțiune asupra adulților, în timp ce convertirea e asupra copiilor. N-ai prea multe lucruri de făcut cu copiii, dar când devin adulți, viața lor devine foarte complexă. Care sunt concepțiile biblice despre creșterea spirituală, despre maturizare? Păi, Duhul Sfânt a fost trimis ca noi să ne sfințim. Am să vă aduc aminte despre Ioan, capitolul 14, versetele 15 până la 18. Dacă mă iubiți, observați condiționalul dacă, pentru că există posibilitatea să nu mă iubiți. Dar dacă mă iubiți, atunci voi ști că mă iubiți prin faptul că păziți poruncile mele. Cum pot eu, ca și copil, să-i demonstrez lui mama că o iubesc? Dacă o ascult. Mama zice, dacă mă iubești, mă asculți. Când nu mă asculți, înseamnă că nu te interesează de mine. Că dacă te ar durea inima de mine, mai asculta, mă tinere. La fel spune Dumnezeu, când tu mă iubești, eu știu că mă asculți. De unde știu o soție că o iubește soțul? Din felul în care se comportă cu ea. Dacă o mângâie, ea înțelege că o iubește. Dacă o pleznește, înseamnă că o urăște. E corect ce, ce înțelege soția? Da, e corect. Cu aceeași palmă poți să o mângâi sau, Doamne ferește. Ioan capitolul 14, cum spuneam, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe tatăl și el vă va da un alt mângâietor. Mântuitorul a venit ne-a mântuit și a plecat. Însă când suntem mântuiți, suntem copii. Însă pe copii aceștia îi ia mângâietorul de data asta și el investește în ei. Haideți să citim un alt pasaj. De data aceasta o să citim în capitolul 4. De ce? Pentru că Mântuitorul a pus la dispoziția noastră, de fapt la dispoziția Bisericii, nu a noastră, anumiți factori care produc creșterea în urma nașterii. Eu am o rudă îndepărtată după soție, care a avut un copil care nu a crescut niciodată. Copilul s-a născut, dar n-a mers niciodată, n-a vorbit niciodată. Un pic a crescut fizic, dar așa încolăcit. Deci nu e un copil normal. Și n-a putut niciodată să facă nimic. Încă trăiește, e acolo în pat, o bucată de carne care nu vorbește și nu crește, nu se însoară, nu merge la școală, nu se bucură, nu aleargă, nu se joacă, nu face nimic. Dar s-a născut. S-a născut. El are buletin, are ID-ul, act de identitate, dar nu poți să faci nimic cu el. E născut, dar nu-i crescut. Poți să te naști fără să crești. Poate exista handicapul ăsta spiritual. Te-ai născut copil, trăiești copil și mor copil. Acesta se numește malformare, se numește handicap, se numește împotriva naturii. Cineva care se naște, e copil în prima fază, apoi se duce spre bătrânețe prin adolescență, tinerețe și adult. Ei și spiritual se pot întâmpla ca oameni care s-au născut din nou să nu mai crească și îmbătrânesc, dar nu se maturizează. Spuneam, nu mai știu când spuneam, dar spuneam cândva, dar nu cred că aici am spus. Când ai programe în fiecare zi, se amestecă în minte. Spuneam că oamenii confundă maturizarea cu bătrânețea îmbătrânirea este un proces fiziologic, natural, pentru care nu trebuie să faci nimic ca să îmbătrânești, doar trebuie să aștepți. Maturizarea nu e suficient să aștepți. Că dacă doar aștepți, nu te maturizezi în vecii vecilor. Dacă aștepți să treci în clasa 12 -a și nu te duci la școală, în ce clasă treci? Niciuna. Maturizarea este un proces în care faci efort în care practici anumite discipline, dar am bătrâni, nu trebuie să faci nimic. Sigur că ar trebui să meargă la pas bătrânețea cu maturizarea, dar nu este întotdeauna așa. Bătrânețea este sigură, dar maturizarea. Bătrânețea e obligatorie, dar maturizarea este opțională. Adică ai opțiunea să te maturizezi sau ai opțiunea să nu te maturizezi. Semnul specific al copiilor este imaturitatea, iar manifestarea imaturității este lipsa de discernământ. Dovada maturității este discernământul, este smerenia, este slujirea. Repet versetul 14 din FSM 4. Să nu mai fim copii, plutind, plutind. Uitați-vă la un copil și o să vedeți că nu poate să stea liniștit. Nu poate. El trebuie să plutească. Trebuie să facă ceva. Și stă lângă bunica, zicea, nu te mai frichini, mă, nu te mai frichini. E, Pavel zice plutin, bunica zicea frichini. N-are stare, n-are liniște, n-are stabilitate. Noi de-abia așteptăm să stăm liniștiți. Copilul de-abia așteaptă să nu stea liniștit. El trebuie să plutească, trebuie să se frichine. Creșterea spirituală se realizează în trup sub conducerea capului. Dacă capul e bolnav, totul e bolnav. Sau Hristos indică scopul maturizării. Știți care este scopul maturizării? E suficient dacă citim în Efeseni capitolul 4, o epistolă pe care a scris-o Pavel. Și el spune să ajungem la unirea credinței și a cunoștinței la starea de om mare. Ăsta e visul lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu nu e să ne naștem. Pentru că visul meu nu e să mi se nască copilul. Dacă s-ar naște și ar rămâne așa acolo împătuți, ar fi foarte complicat pentru mine toată viața să-i schimb pampersul. Și nu mi-o oferă nicio satisfacție. Vreau să se facă mare, vreau să mă joc cu el în grădină, vreau să-l văd cum crește, cum merge la școală, vreau să-l văd cum se uită la o fată și se îndrăgostește de ea și vreau să-l să văd îmbrăcat mire, vreau să-l văd cu un carsit în mână și cu un ghemotoc acolo în el, vreau să-l văd înainte să plec cum, cum, cum își dezvoltă familia și mor liniștit. Ăsta e visul lui Dumnezeu, să ne facem mari. Dar nu mari așa. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Care e cel vechi? Ăla de aici, din lume. Ăla nu mai există omul ăla. Dacă l-ați fi cunoscut pe Luigi ăla, N-aveați niciun motiv să-l respectați. Nici acum nu știu sigur dacă aveți, dar mai e discutabil, dar aici nu era discutabil deloc. Acum suntem niște oameni noi. Și oamenii noi cresc, slujesc, produc, rodesc, adică. La aceasta suntem noi chemați. Convertirea oamenilor este responsabilitatea Bisericii. Dumneavoastră, când înțelegi, când eu vă spun asta, vă imaginați că trebuie să știți să predicați. Fiți liniștiți, nu trebuie să știți să predicați. Evangelizarea în biserică, cum facem noi acum aici, deși nu evangelizarea cu diseară va fi, acum nu trebuie să predica, aici trebuie să predice predicatorul, pentru că el ține un discurs public care durează câteva zeci de minute și presupune să explici un pasaj din Scriptură. Dar eu dacă, cum o să plec joi acasă, o să mă urc în avion și lângă mine o să stea un om. Eu nu trebuie să-i predic la omul ăla, dar eu trebuie să-i spun, hello, și el o să zică și el ceva. Și dacă mă pot înțelege cu el, o să-l întreb ce faci, unde mergi. Și sigur că în funcție de cum se comportă o să am libertatea să-i pun și, -și niște în întrebări puțin mai, 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 mai personale, mai indiscrete. Ești căsătorit, unde lucrezi, ce faci, cu ce te ocupi și la un moment dat îi spun, uh, crezi în Dumnezeu? Și el o să-mi spună da sau nu. Ei bine, exact cum îi povestesc de nepoții mei, cu care mă lau toată ziua, așa pot să îi, îi vorbesc puțin despre Dumnezeu, dar nu e vorba aici de o predică, eu o să-i spun cum m-am convertit eu. Că am avut 21 de ani, eram adult, sigur, și m-am convertit. Nu m-am născut așa, la, la Pentecostal. eu n-am avut harul acesta. Și a trebuit să trec la ei și să obțin cetățenia. Eu la omul ăla nu-i predic, eu îi spun ce mi s-a întâmplat mie. Pentru asta nu -ți trebuie nicio teologie, nu trebuie să transpiri, nu trebuie să ai emoții. Păi ce, nu mai ții minte cum te-ai bucurit? Spui ce ți s-a întâmplat, domnule, nu predici. Asta înseamnă să evangelizezi oamenii. Să le spui ce ți s-a întâmplat dumitale. N-a făcut Pavel așa? Ba da, Pavel a făcut așa. El pe unde se ducea a povestit ce s-a întâmplat în fapte noi când s-a convertit. Așa că vă rog frumos să mergeți și să faceți evangelizare. Nu vă temeți, nu trebuie să predicați. Oamenii nici nu o să aveți timp să predicați și oamenii nu o să vă asculte. Intrați în vorbă cu ei și mai întâi spuneți-le de nepot și apoi după un minut, două, lăsați-l pe nepotul și vorbiți-i despre Isus. Și spuneți-i ce v-a făcut Isus dumneavoastră. Unii am fost bețivi și nu mai suntem. Unii am fost curvari și nu mai suntem. Unii am fost violenți și nu mai suntem. El ne-a schimbat. Spuneți-i la omul ăla că Isus v-a schimbat. Asta o să-l intereseze mai mult decât dacă îi predicați o teorie. Pentru că stă de vorbă cu un om schimbat, iar această schimbare s-ar putea să-l intereseze și pe el. Soția mea caută toată ziua rețete și uh, soluții medicale. Și unde găsește ceva medical, spune, te rog frumos să mă lași un pic, că trebuie să citesc ceva interesant. De când o știu, o citește chestii din astea. O interesează că-i beteagă, că are probleme de sănătate. Eu nu citesc, pe mine nu mă doare nimic. Eu sunt sănătos. Ce rău stare să citesc? Că oricum, dacă am nevoie să știu ceva, o sunt pe ea. Decât să mă apuc eu să citesc, mai bine dau un telefon. Maturizarea se evaluează în raport cu păcatul. De fapt, și mântuirea și maturizarea se măsoară în intensitate în raport cu păcatul. Ar fi bine să înțelegem lucrul acesta pentru că este de-a dreptul fundamental. Există momentul în care omul se detașează de păcat și Dumnezeu iartă păcatul. Când Dumnezeu iartă păcatul, știți ce iartă Dumnezeu? Dumnezeu ne scapă de pedeapsa păcatului, pentru că noi am păcătuit, trebuie să fim pedepsiți și Dumnezeu anulează pedeapsa, ne grațiază și nu trebuie să mai fim pedepsiți. Iertarea trecutului prin pocăință elimină pedeapsa păcatului. Iertarea trecutului păcătos prin pocăință, elimină pedeapsa păcatului. Noi am scăpat de pedeapsa păcatului. Dar s-ar putea să nu fi scăpat de puterea păcatului. De pedeapsa păcatului scăpăm prin pocăință. Ne pocăim și nu mai avem niciun păcat. Dacă murim în clipa aceea, mergem în cer. Dacă murim înainte de clipa aceea, mergem în iad. Dacă cineva încerea cetățenia înainte să fi declarat judecătorul că cetățean, îi arăta în green card că eram rezident. Dar după ce m-a declarat omul ăsta cetățean, în câteva zile am primit pașaportul acasă. Și acum arăt pașaportul. Cum mă crede pe mine ofițerul de la Vamă că sunt cetățean? Pe faptul că i-ară pașaport. Înainte i-ară Dan Iată, dar că eu am un act cu care, vor, care vorbește despre mine. Ca așa cu gura pot să spun că sunt mafalda. Puterea păcatului nu este iertată, iar rămâne adică după ce te pocăiești, a doua zi când te trezești, îți va veni să fumezi dacă ai fumat înainte, îți va veni să minți dacă ai mințit înainte, îți va veni să faci ce ai făcut înainte, pentru că asta e puterea păcatului. Știți unde lucrează ea? În fire. Firea este carnea, corpul biologic. Psihologia îl numește temperament. Biblia îl numește fire pământească. Medicul îl numește bio, biologic. Ei, ăsta nu se pocăiește niciodată se pocăiește Duhul, se pocăiește sufletul, dar carnea nu se supune niciodată lui Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu lucrează în om, descoperiri dumnezeiești, vise, vedenii, orice formă de influență și revelație este în Duhul omului cu Dumic. Însă diavolul relaționează în trup prin instincte. Când omul își hrănește Duhul, se sfințește. Când își hrănește trupul, el este mai atras de firea pământească ca a umplut rezervorul cu gaz, a fost la, la benzinărie și a umplut rezervorul cu benzină. Sunt pocăiți, sunt oameni care vin la biserică, care nu scapă niciodată în viața asta de puterea păcatului și puterea păcatului are stăpânire peste ei. ei unii dintre ei fumează pe ascuns, alții fac prostii pe ascuns, alții consumă alcool pe ascuns alții se uită la pornografie pe ascuns și încearcă să nu-i vadă nevasta. În loc să încerce să pocăiască, el încearcă să se ascundă, săracul de el. El crede că merge în cer, că vine la biserică. Ascultați-mă, biserica nu poate pocăi pe nimeni, nu poate mântui pe nimeni și nu poate duce pe nimeni decât la groapă. Pastorul până la groapă te duce cu frații și cu fanfara sau fără fanfara. Numai Dumnezeu ne poate duce în cer. Dar pentru asta trebuie să ne sfințim, trebuie neapărat să ne sfințim. Pentru că nașterea înseamnă că am apărut în peisaj, dar copilul crește și Biblia vorbește foarte mult de a fi o mare și de a crește. Când ieșim de aici, ieșim prin evangelizare și când intrăm în biserica lui Dumnezeu, trebuie să creștem prin maturizare sau să ne maturizăm prin creștere spirituală. De aici, când am plecat, am scăpat de pedeapsa păcatului. Dar când ajungem aici, trebuie să scăpăm de puterea păcatului. Puterea păcatului vrea să lucreze în continuare în mădularele noastre. Dar noi nu trebuie să-i mai permitem puterii păcatului să ne conducă. Eu am fumat înainte să mă pocăiesc și am avut dificultăți după ce m-am pocăit să mă las de țigări. Am consumat alcool înainte să mă pocăiesc, că n-am avut părinți. Eu am avut o copilărie, pe mine nu m-a bătut nimeni niciodată. Că cine să mă bată dacă n-am avut mamă și tată? Și mi se părea că sunt privilegiat la vremea aceea. După aceea mi-am dat seama că nu numai că nu sunt privilegiat, dar a fost vai de mine. Că eram needucat, eram nemblânzit. făceam ce vreau și mi se părea că e bine, dar nu era bine. Sigur că nu era bine. Când am ajuns la vârsta de 16 ani și am fost. am mers la liceul de marină în Giurgiu, am realizat că aveam nevoie de abonament pentru tren, aveam nevoie de sandwich și cine să mi le cumpere? Și am renunțat la școală. Și m-am dus în șantierul naval și m-am angajat ca ucenic, sudor, apoi mecanic. Și n-am avut liceu. M-am căsătorit cu soția mea cu Carmen, nu eram pocăiți, avea 16 ani. Și ea a abandonat școala, pentru că a rămas însărcinată. Și ne-am trezit doi soți-soție cu 8 clase. Și de acolo a trebuit să construim. De ce să construim? Pentru că nu le-am făcut la vremea lor. Dar e bine că totuși le-am făcut cândva. Întrebarea este pentru dumneavoastră toți care sunteți aici. Credeți că ați trecut prin școala asta a lui Dumnezeu? Ați luat clasele astea? Și astăzi sunteți liberi de puterea păcatului? sau puterea păcatului în care are stăpânire și drept de a vă dispune, de a vă comanda, de a vă spune ridică-te și du-te și te ridici și te duci. Te duci la sticla de alcool, te duci la pachetul de țigări, te duci la femeia altuia, te duci, te duci, pentru că păcatul te împinge și te duci. Nu, n-ai putere să-i spui nu, pentru că e slab, iar el îți e șef, ți-e stăpân. Și s-ar putea duminica să vii la biserică în timp ce faci asta. Puteți să credeți lucrul ăsta? Voi sunteți mai tineri. Dragilor, voi ați avut harul să vă nașteți în familii de credincioși, într-o generație unde aveți acces la educație, ați crescut în biserici bine organizate, ați trecut pe la școala duminicală, pe la departamentul de tineri, ați avut modele în biserică, ați avut modele în părinții voștri, e mai echilibrată generația asta în care ați crescut voi decât altă dată, din toate punctele de vedere, de aceea, în cine se investește mai mult, îi se cere mai mult. Dar puterea păcatului este marea problema oamenilor din biserică. Puterea păcatului este marea problema oamenilor din biserică. Și cea mai mare putere a păcatului se manifestă în zona sexualității. Permiteți-mi, așa, doar într-o paranteză de câteva minute. Galaten, capitolul 5. Știți pasajul, știți bine. Galaten, capitolul 5. Versetul 16. Următorul. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva Firei pământești. Cine e firea pământească? Trupul meu biologic. Și cine este Duhul? Duhul este conștiința și intuiția. Adică carnea mea poftește împotriva conștiinței mele și conștiința mea poftește împotriva cărnii. Conștiința vrea să vină la biserică, bio vrea să se ducă la restaurant. Acum, sigur, când, nu mai, când eram în România, restaurant însemna să se să bei alcool. Asta nu mai înseamnă să bei alcool, că înseamnă că ar fi de noi. Noi toată ziua mergem la restaurant, dar nu să bem alcool. E bine, firea oricum vrea să se ducă să facă păcat. Pentru că ea nu are minte, ea până când va pune mâinile pe piept, altceva nu va ști să facă. Firea nu se poate pocăi, să nu încercați să o pocăiți. Biblia spune să o omorâți, să o adormiți și mai cel mai bine este să o înfometați. Că dacă o înfometezi nu mai are putere, să bleagă, nu poate să se impună. Dar da, da dă-i să mănânce, umplă cu cârnați, uite-te la trei filme din alea nepotrivite și apoi să vezi ce bine, ce bine îți vine să te rogi, da? De unde? Dacă te așezi pe genunchi nu poți să spui o vorbă, e sapăn. De ce? Pentru că ți-ai umplut duhul cu prostii. Îți hrănești firea pământească și când o hrănești, e puternică când se opintește odată, te izbește de nu te vezi. Dar dacă citești așa o, o jumătate de verset, ce putere să ai dintr-o jumătate de verset? Dacă spui trei vorbe și în același timp te uiți cât e ceasul, păi cu trei vorbe în timp ce te uiți cât e ceasul cu astfel de rugăciune, e normal că nu poți să faci nimic. Dar ea postește o zi, două pe săptămână. Ea citește un capitol, două, trei. Foarte des astăzi, tineri întreabă cum să scap de pornografie. Zeci, sute de tineri te întreabă într-o lună de zile, aceeași problemă. Unii dintre ei spun, mi-e silă de mine, nu mai mă suport. Și nu, nu, nu știu ce să mai fac. Știi ce le spun? Citește o oră Biblia și roagă o oră. Înainte aveam niște un fel de meniu, cum au bucătăresele alea pricepute, cu, cu, de, cu uh, cum se zice primul? Uh, aperitiv, 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 două-trei ciorbe, două-trei feluri mici alte bunătățuri. Nu vă spun că nu-i timpul acum să vă spun despre asta, dar astăzi nu mai le spun decât atâta. Uh, Roagă-te o oră și citește Biblia o oră. Din propria mea viață spirituală am constatat că dacă faci lucrul ăsta, astea sunt lucrurile de bază, sunt lucrurile de rădăcină, de butuc, astea sunt suficiente. Pentru că în cartea asta există putere, nu doar litere. Există putere, există autoritate. Și când îngenuchezi în fața lui Dumnezeu și acolo te simți gol, te simți murdar, te simți păcătos, prima reacție este că îți vine să plângi. Dumneavoastră nu o să mă vedeți pe mine plângând și nici pe alți bărbați. Bărbații nu vor să plângă în public. Ei sunt, lor li se pare că este umilitor să plângă în public. Și ei plâng când nu, nu, sunt în public, că sunt oameni ca toți ceilalți oameni, adică ca și femeile. Dar atunci când ajungi în fața lui Dumnezeu, nu ți este rușine și nu te simți umili din potrivă, te simți ușurat, te simți eliberat, te simți iertat, mângâiat. Ei bine, experiența aia te marchează, vezi dragostea lui Dumnezeu mai bine decât o vezi când stai în picioare și te uiți la nu știu ce. Experiența aia te transformă, te schimbă. Ai nevoie de treaba Te-ai născut din nou, ești în biserică. Ai mulți ani de viață, dar cum arăți înăuntru? În ce măsură păcatul mai îți dispune, sporuncește, îți te trimite și n-ai încotro? Că ești lugă. Ori e sluga Domnului, ori e sluga păcatului, slugă ești oricum. Nu putem ieși din condiția asta. Convertirea oamenilor și maturizarea pocăiților, a convertiților, a credincioșilor. Dar n-am terminat cu Galateni. Faptele firii pământe sunt acestea, versetul 19. Faptele firii pământe sunt acestea, sunt cunoscute, sunt acestea. Privițiile. Toate patru, preacurvie, curvie, necurăție și desfrânare. Toate patru, patru, patru sunt. Toate patru sunt din categoria păcatelor legate de sexualitate. Ultimul este prostituție. Iar primul este să te culci cu altcineva care nu ți este soție sau soț, înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei. Observați crește până la prostituție. Prima categorie sunt păcatele legate de sexualitate. Acestea sunt cele mai, cele mai grave datorită consecințelor, implicațiilor. Că într-un fel se uită soția când minți și într-un alt fel se uită soția când ai ajuns aici. Să fim serioși. Să nu vorbesc de dependență, dependența care o creează treaba asta. Eu vorbesc cu niște oameni mari. Uitați-vă la următoarea categorie de păcate. Dar nu asta, nu o să scopul meu ca să vorbesc despre lucrurile astea. Am vrut să ajung la versetul 22. Abandonez ideea asta și mă duc acolo unde am vrut să mă duc. Versetul 22. Roada Duhului din potrivă. Roada Duhului, nu roada firii. Roada înseamnă produs. Roada Duhului din potrivă, observați, nu mai, nu mai sunt lucruri legate de sexualitate, ci e dragoste, e bucurie, e pace, e răbdare din aia mare, adică nu se mai termină, este bunătate, este să faci bine, e credincioșie, e înfrânarea poftelor. Observați, ăsta e omul nou, cel dinainte e omul vechi. Ăla de care am citit prima oară e aici, în lume. A, de Ăsta de care am citit acum este aici. Prin convertire, el a venit în biserică, dar în biserică trebuie să se maturizeze, trebuie să crească. Că poate să ajungă în biserică și să creeze o grămadă de probleme, pentru că nu se maturizează. Face partide, îi trebuie înălțat și pibilit și apipiat și că nu se mai satură, e tot timpul nemulțumit, le știe pe toate, dar numai să se pocăiască nu știe și lista poate continua. Nu înseamnă că dacă cineva se naște, noi nu ne naștem oameni mari, iertați-mă, frații mei dragi, noi nu ne naștem oameni mari, ne naștem copii și între copilărie și adult este foarte multă muncă să înveți să mergi, să înveți să vorbești, pe păi ce am pățit eu cu tabla mulțirii să nu vă spun. Să înveți să scrii, să treci prin toată școala, să nu vorbim de un inginer, de un medic, de, de un meseriaș care a ajuns să facă un job de nota 10. Câtă muncă a băgat în, în, în profesia aia lui? Foarte mult, ani de muncă și disciplină și înfrânare și dormea puțin ca să repete, să repete, să repete, să facă performanță. Observați câtă muncă e între copil și adult, observați cum se ajunge la adult, la un adult productiv. La fel este în biserică, de fapt nu în biserică, în viața noastră spirituală. Oamenii din lume sunt aici. Ei sunt sub osânda lui Dumnezeu. Pedeapsa lui Dumnezeu se va manifesta peste ei și vor ajunge în iad. E normal polițistul să-l pedepsească pe cel care a trecut pe roșu, nu? Pă dacă nu l-ar pedepsi, ar fi corupt. Dar dacă el se pocăiește când îl evangelizează biserica, el crede în Isus, se căiește de păcatele făcute și prin convertire, regenerare, justificare și înfiere ajungem în biserică. Aici nu-l mai evangelizăm, aici îl maturizăm, îl creștem. Aici l-am născut și aici îl creștem. Nașterea, în cât timp se naște un copil? Într-o clipă. E un eveniment, spunem la ora 1 și un sfert, dar maturizarea la ce oră se face? toată viața. Nașterea este într-o clipă și creșterea știe o mamă cum se crește un copil. Când l-a născut, l-a născut și a terminat. Dar când îl crește, bă frate, nu se mai termină. De ce este necesară maturizarea? Datorită stilului de viață lumesc. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 3. Când între voi, și din nou vorbește fraților, sunt zavistii, invidie, mâncătorie. Când între voi sunt certuri, sunt dezbinări, nu sunteți voi lumești? Aici, pe băncile biserici. Nici nu-ți vine să crezi. Dom'le, ce cauți aici? ce cu dumneata? Aici, pe băncile biserici. Vedeți? Toate problemele care sunt vin din categoria asta de oameni, care nu sunt dintre noi, dar sunt aici. Nu scălăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Că Duhul lui Dumnezeu călăuzește la pace, Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu călăuzește la dragoste, la dărnicie, la răbdare, la iubire. Să nu vorbim de viața din familie. Să nu vorbim despre traumele pe care le are foarte multe femei în casele lor, cu niște bărbați care vin la biserică, dar poate mai răi decât oamenii din lume. Sau invers, cu o femeie care vine la biserică și îi face viața amară la un bărbat, deși ea a intrat în apa botezului. Oameni dragi, a te naște nu înseamnă a fi matur. Până la maturizare trebuie să bași 12, 12 ani de școală și să înveți manierele, să înveți să te ștergi la gură, să spui te rog frumos, mulțumesc, când te naști nu știi nimic din toate astea, ești gol ca un borcan, Trebuie educație, trebuie muncă, trebuie înfrânare, trebuie transpirație și pentru toate astea trebuie să ai o motivație puternică. Să mă asemăn cu Hristos. Au trecut 40 de ani de când îl cunosc pe Dumnezeu și problema mea este că nu sunt la nivelul la care ar trebui să fiu. Două probleme am. Aceasta este una și a doua este că n-am făcut în viața aceasta cât aș fi putut să fac. Și încerc să mă grăbesc acum, dacă este cu putință să recuperez. Pentru că Dumnezeu, când m-a iubit, el nu m-a iubit cum o iubesc eu, cu porțiuța. El m-a iubit de tot. El m-a iubit plenar, complex, profund. M-a iubit în mod desăvârșit. Însă eu n-am putut să-l iubesc pe el așa. Și a rămas mult în urmă. Aceasta este problema mea. Lucrul ăsta mă motivează să nu pot să stau. Nu vreau să stau. Vreau să mă grăbesc, că nu mi-am făcut treaba. Și într-o zi o să mă întâlnesc cu stăpânul și o să mă uit în ochii lui. Mai țineți minte că Domnul are două mesaje la judecată. Duceți-vă și altora le spune, veniți. Duceți-vă și veniți. Să nu vă bazați doar pe botezul în apă, că deși este important, nu-i suficient, fraților. Să nu cumva să vă bazați pe asta. Și nici pe prezența la biserică, că deși e necesară, nu-i suficientă. Ceea ce este suficient este să ne sfințim, pentru că ultima fază este sfințenia. Iar cea mai evidentă manifestare a sfințeniei este dragostea și smerenia. Dragostea și smerenia. Aduceți-vă aminte de scara lui Petru. Începe cu credința, cunoștința și trece prin toate până la dragostea de oameni, dragostea de frați și dragostea de oameni. Aceea este cea mai profundă fază a sfințeniei, când îi poți iubi pe toți oamenii, pe toți ciudații, pe toți dușmanii, pe toți complicații să-i poți iubi cu dragostea lui Dumnezeu. dacă când ești un nesuferit, dar nu-ți poți iubi, bă, omule, nevasta, mă, pe care tu ți-ai ales-o cu mâna ta, nu mai poți iubi. dar îți dai seama în ce situație nenorocită te afli. Domne, pe ceapă care o ții la pieptul tău, nu mai poți suferi și Hristos îți poruncește să-ți iubești dușmanii. Adică pe cei mai complicați oameni din existența dumitale. Păi îți dai seama unde ești, omule. Ești mai rău decât de plâns. Frații mei, pocăința este un lucru sacru. E greu să ajungi om, dar pocăit. Dar nu poți deveni pocăit dacă nu ești om. Prima fază e să devii om, om de onoare, om de caracter, om în care să aibă alții încredere, un om stabil, un om serios, o femeie vlavioasă, un bărbat care ai grijă de ochi, de minte, de cap, de vorbe, de pofte. Și apoi, apoi vorbim de pocăință și de sfințenie, să te, să te, să, să te sfințești, să-L să urmezi pe Isus și să-L imiți pe Isus. Nu vreau să ridic ștacheta până unde nu mai ajunge nimeni, dar vreau să spun ce scrie în Biblie. Aceasta este provocarea noastră oamenilor lui Dumnezeu, să ne ocupăm de categoria aceasta de aici, spunându-le ce ni s-a întâmplat când ne-am pocăit și cum ne-am pocăit și ce s-a întâmplat după ce ne-am pocăit. Și prin convertire, oamenii ăștia să ajungă în biserică, și aici să înceapă să crească. Fiind mentorați, fiind ajutați, fiind îndemnați. Aș vrea să mă apropii de încheiere. De ce este necesar procesul maturizării să scăpăm de viața lumească? Să învățăm să veghem, să ne rugăm și să practicăm disciplinele spirituale? Să renunțăm la legalism, la ipocrizie și la formalism? să renunțăm la secularism și la liberalism și în felul acesta să fim plăcuți lui Dumnezeu și să fim roditori. Faza finală, uitați-vă la un măr, imaginați-vă un copac, un măr plin de mere, aia e faza finală. Imaginați-vă acum mărul, dar fără nimic, iarna, nici frunze n -are, aia nu e faza finală. Dacă suntem în fața Domnului niște crengi uscate așa, am sorii. Nu-i bine. Vă faceți aminte că Isus a blestemat un smochin care n-avea rod. Smochinul era acolo, avea și frunze. Dacă îi făceai o poză, era faină. Verde ca verdele. Dar n-a găsit o smochină să bage în gură. Nimic, zero. Și Hristos l-a blestemat. Nu vă spune nimic imaginea asta? Există rod în viața mea? Dacă o întrebați pe Carmen, ce credeți că o să vă răspundă? Ea e cea mai potrivită frodată dacă vreți să întrebați pe cineva. Nu-i mai întrebați pe bârfitorii ăștia, că ăștia, pe nu-i mulțumește nici Domnul Isus, dar eu. Întrebați-o pe Carmen, domnule. Că ea mă știe cel mai bine. Mulți dintre bârfitori și nu mă cunosc. Rodul nostru este finalul nostru. La vârsta asta suntem niște oameni trecuți prin viață, am terminat cu școlile, practicăm meseria pe care ne-am ales-o, avem o familie de care ne îngrijim, ne ducem înspre bătrânețe și înspre cer. Acum suntem cei mai productivi. Am învățat să ne înfrânăm, să nu mai fim captivați de atracțiile tinereții. Am învățat să ne ferim de nevasta altuia, am învățat să nu mai poftim măgarul nimănui. Am învățat să ne temem de Domnul. Pentru că în pe care i-am petrecut aici ne-a copleșit cu bunătatea Lui. Și la vârsta asta devenim productivi. Devenim oameni pe care te poți baza, în primul rând în familie. Cine nu e pocăit în familie, fraților, n-are cum să fie în altă parte. Adevărata pocăință este în familie, nu la biserică. La biserică e simplu, dacă ai cravată și Biblie e destul. Sau fără cravată. Vreau să spun, am, am referit la faptul vestimentația de duminică. Dacă aici vii îmbrăcat de duminică, nu zice nimeni nimic. Dacă, dacă vii așa în timpul săptămânii, crede că ești mai firesc. Dar dacă ești așa îmbrăcat de duminică, cum se merge la biserică și iei Biblia în subțioară, spuneți dumneavoastră dacă, are cine să știi, dacă avem noi cum să știm ce are omul la inimă. Nu, n-ai de unde să știi. Dar Dumnezeu vede ce, omul, ce are omul acela la inimă. Maturizarea este un proces obligatoriu. Spuneam că închei, sigur că o să mă țin de cuvânt o dată și o dată. Scumpă biserică, frați și surori, n-am avut intenția să pun în spinarea dumneavoastră un jug care vă strică pofta de mâncare imediat ce o să terminăm slujba. Am vrut să vă spun că dacă țin o predică dulceagă, vă peri și vă lingușesc. Nu o să vă folosesc la nimic. O să fiu o persoană care trebuia să tac sau să fiu în altă parte, nu aici. N-am vrut nici să fac pe durul și pe deșteptul. Am vrut să vă aduc aminte ce scrie în scriptura pe care noi amândoi o ținem în mână. Aceasta n-am scris-o eu. Dumneavoastră știți că eu nu am scris Biblia. Această carte este trimisă de Dumnezeu. Biblia asta este o carte foarte serioasă. Să ajungi în cer nu e ușor, dar e posibil. Dar pentru asta trebuie să fii o persoană serioasă, bine motivată și consecventă, statornic. Nu, accentul nu cade pe noi, dar noi suntem implicați în mod direct. Noi suntem unul dintre cei doi jucători. Pentru că să nu spuneți dumneavoastră că vine Dumnezeu să ne ia țigarea din gură. Nu. Nu ne ia Dumnezeu țigarea din gură. Noi, cu mânița asta cu care am pus-o, noi trebuie să o aruncăm. Dumnezeu ne dă puterea. Christos, Pavel, iertați-mă, spunea: Pot totul în Hristos care mă întărește. Eu pot, dar El mă întărește. Dar eu pot. Eu sunt agentul. Nu dorm, eu lucrez, eu mă mișc, eu mă lupt, eu mă rog, eu postesc, eu mă înfrânez. Osea este unul dintre profeții Vechiului Testament. Omul ăsta a fost trimis de Dumnezeu să se ducă în țară și să vorbească oamenilor să renunțe la idolatrie, la căsătoriile mixte și să devină credincioși lui Dumnezeu, refuzând idolatria. Și el se ducea în țară și. el nu înțelegea focul lui Dumnezeu. Se ducea în țară și zicea, cred că ar trebui să, să fiți mai cuminți. Și Dumnezeu l-a chemat și a spus, băi, omule, țipă, urlă, fii convingător. Și n-a putut. Și atunci Dumnezeu a spus, vino înapoi, nu, nu te mai duce, vreau să te căsătorești. Vreau să te căsătorești. Este o perspectivă faină. Dar Dumnezeu i a spus ceea ce e greu de înțeles. Te căsătorești cu o prostituată. A citit Biblia, așa scrie. Te căsătorești cu o prostituată. Ok. S-a dus și a luat una dintre femeile astea. Toată lumea a râs de el, dar el și-a asumat treaba asta. A luat jumate din onoarea lui și i-a dat-o ei. Și-a luat jumătate din nenorocirea ei și a pus-o la el. Și-a făcut jumate-jumate. Principiul vaselor comunicante. Și i-a spălat jumate din rușine. Dar el și-a pierdut jumate din onoare. Dar așa faci când te însori. Amestece apa cu sarea, iese și cam acolo ești. Și femeia aceasta s-a liniștit. Dar n-a trecut mult și s-a întors din nou la intersecție. Când Osea a văzut ce face, n-a putut să înțeleagă. Pur și simplu a crezut că își pierde mințile. Cum, domne, să o iei de acolo, pe... -o ții la sânul tău, să-i dai casă, să-i dai masă, să-i dai liniște, să-i dai siguranță, să-i dai iubire? Să nu mai fie prestatoare de servicii. Și ea se întoarce înapoi, dar la... nu înțeleg. De ce te întorci înapoi? Ce ai acolo și n ai aici? Și Dumnezeu îi spune, du-te după ea și adu-i înapoi acasă. Doamne, fă spun. Nu mă duc, Doamne. Fă-ți spun. S-a dus și a adus-o înapoi acasă. A iertat-o, a luat-o din nou la lui ca un soț credincios. Și n-a trecut mult și s-a dus din nou la intersecție. Și o se a spus să o omor. Nu omor pe nimeni, du-te și adu înapoi. Doamne, du-te și adu înapoi. Și Dumnezeu îi spune acum lui Osea, intenționate am implicat în experiența asta ca să mă poți înțelege pe mine. Eu sunt ca un bărbat pentru Israel. L-am scos din Egipt, de la intersecția de prostituție. L-am adus în țara care curge lapte și miere. Și acum mă vinde pe toți idolii adus de Solomon în țară. M-au părăsit. M-au părăsit. Am făcut cu ei un legământ, dar m-au părăsit. Și te-am trimis să vorbești și tu nu m-ai înțeles. Că nu era în, în papucii mei. Și intenționat te-am implicat în experiența asta ca să fii și tu gelos ca mine. Și să înțelegi cum e să fii gelos. Acum du-te și vorbește poporului despre lăpădarea de idoli când s-a dus Osea acum, acum urla la ăștia ca cu trompeta, pentru că atunci când vorbea de gelozia lui Dumnezeu, el vorbea și de gelozia lui, se identifica cu Dumnezeu. Oameni dragi, Dumnezeu ne cheamă ca pe Osea și ne spune, mergeți în țară și vorbiți-le oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Mergeți în țară și vorbiți cu, cu, multă convingere, cu pasiune. Priviți asta ca pe o prioritate. Este treaba voastră, voi sunteți poporul meu. Eu vă trimit, duceți-vă. Voi sunteți ai mei, mergeți. Voi mi aparțineți mie, lucrați pentru mine, duceți-vă. V-am dat Duhul Sfânt, aveți Scriptura. Eu sunt cu voi, până la sfârșitul timpului. Duceți-vă, faceți ucenici, botezați-i numele Tatălui al Fiului al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească Asta este mesajul Bibliei. Aici suntem noi astăzi. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Dacă aș putea să mai spun ceva, dacă aș putea să mai fac ceva în plus, credeți-mă că mi-aș îngroșa obrazul și aș trece peste program și aș termina. Dar nu mai, nu mai am ce să mai spun, pentru că am spus tot. Acum, Trebuie să vină Duhul Sfânt. Eu degeaba vin, că eu nu vă pot ajuta, eu sunt un muritor. Eu sunt acolo lângă dumneavoastră. Acum trebuie să vină El și să ia cuvintele astea de aici și să le pună aici. Și atunci se va întâmpla ceea ce trebuie să se întâmple. Atunci ne vom simți atât de responsabili, încât nu, nu ne va putea opri nici poliția, nimeni, nimeni, nimeni. Vom merge pentru că ardem, am luat foc. Vom merge să împlinim porunca lui Dumnezeu. Pentru că așa cum cineva mie mi-a predicat Evanghelia când m-am pocăit, eu nu m-am pocăit în somn și nici nu m-am pocăit în familie de pocăiți. Cineva mi-a predicat Evanghelia. Ei tot la fel și eu trebuie să predic Evanghelia cuiva. Când mă voi duce înaintea lui Dumnezeu, nu vreau să merg cu mâinile în buzunar și vreau să am un snop. Vreau să am un om convertit și Dumnezeu să-l trimită pe omul ăla să stea lângă mine și în ziua judecății să spună, n-ai adus zece, nici cinci, nici doi, dar ferice de tine că ai adus minim un om în împărăție. Vino binecuvântatul tatălui meu. Ce părere aveți, oameni dragi? Nu este așa că avem treabă? Nu ne lipsește nimic decât pofta de treabă și dorința să-L ascultăm pe Dumnezeu. Să devenim niște creștini practici, autentici și roditori. Niște oameni care își urmează stăpânul și care își ascultă stăpânul. Pregătiți-vă să fiți îndemnați de Duhul Sfânt. Pregătiți-vă să vă implicați. Apropiați-vă de Domnul. Luați minim o zi de post pe săptămână. Rugați-vă mai mult și citiți Biblia. Nu așteptați să vină necazul, și să plângeți ore în șiri acolo în casă, doar constrânși ca Iona, nu convinși de Evanghelia lui Dumnezeu. Vă rog, lăsați-vă convinși de Evanghelie, că altfel o să sfârșiți constrânși de încercări, de lacrimi și de probleme. Iona n-a putut să scape din mâinile lui Dumnezeu, pentru că era un om mântuit, făcuse un legământ cu Domnul. Este bine să ne lăsăm convinși de Evanghelie. Noi cunoaștem Evanghelia. Dumnezeu să ne dea har și să ne binecuvinteze prin Hristos. Amin.